Salut! Sunt Radu și vă urez bun venit în bucătăria mea internațională. Astăzi voi găti o rețetă tailandeză. Numele este Satay Gay. Acum nu sunt prea sigur dacă pronunț corect, pentru că e vorba de transcriere fonetică. În orice caz, ce știu cu siguranță este că satay înseamnă frigare, iar gay înseamnă pui. Vom face deci niște frigărui de pui. Ce e deosebit la frigăruile astea de pui este un sos de alune care va fi preparat în cel mai pur stil asiatic. Avem aici doi pieți de pui, fără piele și dezosați, tăiați bucățele, pe care îi vom marina. Marinarea se face într-un amestec de suc de limetă, cam jumătate de lămâie stoarsă, vreo două linguri de ulei de alune. Dacă nu aveți ulei de alune, este excepțional și uleiul de floarea soarelui și un piculeț de ulei de susan. Tușa finală va fi dată de coaja de limetă. Acum, în mod tradițional, tailandezii gătesc frigăruile pe grătare alimentate cu lemn. Eu am mâncat rețeta asta în Bangkok și, datorită lemnului, care dă un gust de afumat, avea o savoare cu totul deosebită. În casă, însă, o putem găti și sub grilul cuptorului și va fi perfect acceptabil. Bun. Lăsăm carnea la marinat minim o oră. O acoperim cu puțină folie. Cât timp s-a marinat carnea, n-am stat degeaba. Am tapetat cu folie metalică o tavă de copt și am pregătit câteva frigărui metalice. Se pun pe fiecare frigăruie 5-6 bucățele de carne. Tailandezii de obicei folosesc frigărui de bambus, care sunt foarte subțiri și foarte tari. Frigăruia de lemn însă are un dezavantaj față de cea metalică, și anume cea metalică, fiind bună conducătoare de temperatură, ajută la o preparare mai rapidă a carnii. Frigăruile trebuie puse sprijinite de margine ca să poată fi după aceea rotite mai ușor. Folia metalică are și arostul ei, pentru că metalul, fiind un bun reflectorizant și bun conducător de căldură, transmite căldură de dedesubt către frigărui și astfel gătitul se face mai uniform și mai rapid. Asiaticii sunt vestiți pentru nenumăratele rețete preparate în acest mod. Folosesc tot felul de carne, de la creveți, pește, porc, vită, pui. Le marinează în tot felul de marinate. Aici chiar este extraordinar, pentru că lasă frâu liber creativității fiecăruia. Chiar și dumneavoastră puteți la această marinadă să adăugați și alte ingrediente, de pildă ghimbir pudră, praf de usturoi, un pic de ardei iute, un pic de vin, după gustul fiecare. Se pot face frigăruile acestea în tranșe, funcție de cum avem loc, și se fac sub grilul cuptorului, care trebuie să fie foarte încins. Le lăsăm vreo 15-20 de minute și cam la fiecare 5 minute se întorc. Cât timp frigăruile sunt ocupate să se gătească acolo, vom prepara un sos de alune. El se face cu unt de arahide. Acest unt de arahide, probabil că l-ați auzit menționat foarte des în filmele americane, și n-am văzut față de el decât două atitudini posibile. Ori îți place de mori, ori îl rulești de nu mai poți. Mie îmi place. Îl diluăm cu un piculeț de apă.
și cu ceea ce a rămas din sucul de limetă. Trebuie ca el să se desfacă un pic și să capete o consistență mai lichidă, astfel că atunci când este alăturat celorlalte ingrediente, să le poată incorpora mai ușor. Bun. Tot în acest sos vom folosi și alune. Se pot folosi orice fel de alune, eu însă prefer alunele caju. Au cea mai delicată textură și dacă cumva sunt mai leneși, ceea ce e cazul meu, iar îmi sunt de ajutor pentru că se pot sfărâma între degete și astfel evit o acțiune de a le sfărâma în piuă, care e mai costisitoare ca efort. Avem nevoie cam de 50 de grame de alune. Le puteți sfărâma între degete. Nevoie de un pic de apă. Bun. O să păstrăm câteva alune întregi și o să vedeți la urmă de ce. Putem trece la faza a doua a operațiunii. Luăm o tigăiță, un oc sau o crăticioară. Este cam același lucru pentru că nu avem de gătit o cantitate mare. Se încing două linguri de ulei. La foc puternic. Când uleiul s-a încins, venim cu condimentele. Avem aici de a face exact cu cele patru condimente care dau gustul mai tuturor mâncărurilor tailandeze și indiene, și anume ghimbir, usturoi, ceapă și ardei. Deși nu se învecinează nici cu India, nici cu China, Thailanda a știut să combine influențele celor două mari superputeri culinare ale continentului asiatic și din această fuziune s-a născut o bucătărie teribil de interesantă care în ultimii 20 de ani a cam cucerit piețele occidentale. Restaurantele tailandeze s-au mulțit extraordinar de mult, iar această rețetă este una dintre cele care se gătesc în aceste restaurante. Miroase foarte frumos. Cred că dacă paradisul ar avea vreun miros, eu l-aș propune cu inima ușoară pe acesta. Chiar miroase bine. Acum. Alunele. Micșorăm un picureț focul. Trebuie să amestecăm foarte, foarte bine ca ingredientele să se înglobeze. Consistența se reglează cu apă. Aici chiar se poate lucra foarte lejer. Ultimul reglaj. Și sosul este gata. Îl punem deoparte să odihnească picureț. După cum vedeți, frigăruile au cooperat. S-au rumenit frumos. Acum se vede foarte bine și motivul celălalt pentru care am tapetat foaia metalică, și anume s-a murdărit folia și nu vasul, descăpând de o grămadă de muncă cu ștersul și curățatul și așa mai departe. Bun. Ca să pregătim finalul și trebuie să și arate frumos, o să-i pregătim un pat de salată. Am ales una creasă. Așezăm frigărurile. Sper că mama se uită la televizor în momentul ăsta și
Aș vrea tare mult să mă laude pentru cum le aranjez. Borcanelul cu sos. Aici se cere o mică frunzuliță și câteva alune pe care le-am păstrat special pentru sfârșit. Și ca punct final, câteva feliuțe de limetă. Iată rezultatul final, satay ghee, adică frigărui de pui cu sos de alune preparat în stil thailandez. Poftă bună!